Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi pentru mai multe județe din nord-estul țării. Județul Botoșani este și el vizat de această avertizare, alături de județele Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași și Suceava. Potrivit meteorologilor, pe aceste teritorii va ploua chiar și torențial, acestea depășind local 50 de litri pe metru pătrat și izolat între 80 și 100 de litri pe metru pătrat. Avertizarea este valabilă de astăzi de la ora 16 până mâine 3 iunie la ora 18. În aceste condiții, pentru a se evita evenimentele neplăcute pe drumurile județului, polițiștii rutieri au emis o serie de recomandări, atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietoni. Astfel, șoferii trebuie să se asigure că luminile autovehiculului sunt în stare de funcționare și că acestea nu sunt acoperite de praf sau noroi. Lămpile și numărul de înmatriculare trebuie curățate frecvent când plouă sau când carosabilul este umed. Să verifice buna funcționare a ștergătoarelor de parbriz, să verifice rezervorul cu lichid pentru curățarea parbrizului, să păstreze o distanță suficientă față de autovehiculul din față, astfel încât să poată opri în siguranță în situația în care acesta încetinește sau oprește brusc. În situația în care drumul pe care circulați are porțiuni acoperite cu apă, vă recomandăm să nu vă angajați în traversarea acestora fără o temeinică asigurare. Pietonii trebuie să circule numai pe trotuare, iar traversarea străzii să se facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a semaforului electric și numai după ce sunt sigur că intenția lor de a traversa a fost observată de conducătorii auto.